Rusia nu a reușit să facă o foraj decisivă în regiunea Donbas, potrivit planului ofensiv inițial lansat în aprilie, și acum este obligat să se adapteze, cel mai probabil, pe strategie. Ministerul Apărării Britanic este arătat în situației de război din Ucraina. În același timp, Zaporojia a devenit o zonă vulnerabilă pentru trupele rusești, care în prezent au nevoie de întăriri pentru a menține prima linie, potrivit Ministerului Britanic. Setările DVS. Puteți actualiza setările modulelor Koruki direct din browser sau de aici. Trebuie să acceptați cookie-uri de social media. În ultimele 4 zile, Rusia a continuat să inițieze atacuri tactice pe axa Bahmut, la nord, estul Donetsk, după care a obținut progrese minore. În plus, potrivit informațiilor furnizate săptămâna trecută de autoritățile ucrainene, Rusia mută o mare parte din forțele concentrate în sectorul Donbas de nord din sudul Ucrainei. Editor Mele,